Firma de exercițiu este un concept didactic cu obiective educaționale și reprezintă un model de simulare a proceselor interne desfășurate într-o firmă reală. Până să ajungă antreprenori în marile centre economice ale lumii, liceenii au trebuit să-și demonstreze abilitățile manageriale cu propriile idei de afaceri la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu. Noi ne ocupăm cu arhitectură și design interior, în principiu mobilă. Totul a început ca o idee de familie și s-a dezvoltat și acum a ajuns ca o firmă, nu știu, o firmă mare. O brutărie, patiserie, iar brutarul nostru Marius, pe care îl puteți vedea în dreapta noastră, este un brutar surdomut, fictiv, bineînțeles, deoarece astfel reușim să transmitem mai departe ideea de integrare socială a persoanelor cu dezabilități. Ne-am interesat pe piața muncii cam ce se caută și am decis să căutăm ceva diferit și așa că am ales evenimentele, atât tradiționale cât și cele generale. Ne ocupăm de ambele, ne ocupăm de locații, ne ocupăm de muzică, de absolut tot. Aici avem reprezentantul, e tradițională, are o vechime de aproape 100 de ani, iar acestea sunt niște poze din România. Firma noastră de exercițiu are rolul de a furniza vacanțe turistice. Noi suntem în cadrul acestui proiect cu o agenție de turism, înființată de clasa noastră, în cadrul Colegiului Economic Virgil Magiaru. Am ales o agenție de turism. Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu a ajuns la final, însă înainte de a-și închide porțile, organizatorii au ținut să-i premieze pe elevii care au avut cele mai bune idei în afaceri. Printre cei care au fost desemnați să ofere premii câștigătorilor au fost și reprezentanții Universității Spiru Haret, ai căror membrii de specialitate s-au aflat în juriul competiției. Astăzi am pregătit pachete cu premii pentru cei care sunt finaliști la competiția Târgului Internațional al Firmelor de Exercițiu. Pachete ce constau în cărți foarte valoroase, editate de editura noastră, scrise de profesori de seamă ai Universității Spiru Haret, cărți foarte valoroase atât prin conținut cât și prin valoarea financiară, așadar pachetele vor fi bogate valoric, dar și din punct de vedere informațional. Astăzi am primit locul 3 la prezentarea PPT. A fost destul de greu, având în vedere că acest concurs este unul național și n-am avut o experiență până acum, dar cu ajutorul prietenilor mei și colegilor am obținut acest premiu și le mulțumesc foarte mult. Premiul pe care l-am obținut considerăm că este cel mai reprezentativ pentru noi, deoarece încercăm să fim cei mai buni negociatori, fiindcă pe viitor dorim să ne deschidem firma noastră proprie, așa cum avem și în cadrul târgului o cofetărie, un nou concept de cofetărie. Aceste două premii sunt amândouă pentru locul 2. Una pentru cea mai reprezentativă mascotă și cealaltă cupă pentru cel mai bun spot publicitar. Pentru noi reprezintă foarte mult pentru că până acum nu am câștigat la aceste două categorii. În final, toți elevii au avut de câștigat, iar asta pentru că stimularea activității antreprenoriale a arătat că în viitorul apropiat mulți dintre ei pot ajunge adevărați oameni de succes, iar ideile lor pot constitui oricând o soluție pentru marile corporații naționale sau internaționale. Prin astfel de evenimente, Universitatea Spiru Haret a arătat încă o dată, dacă mai era nevoie, că se implică activ în pregătirea și formarea elevilor din mediul preuniversitar, oferindu-le acestora tot sprijinul de care aceștia au nevoie.